În jurul prânzului, la stadionul Dunăre, au sosit în mare viteză două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță tip Smurd. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit în interiorul corpului administrativ al stadionului. Partea bună este că toată desfășurarea de forțe de la stadionul Dunărea nu a reprezentat decât un exercițiu pe care pompierii îl desfășoară periodic, pentru ca în situația unui incendiu real să știe unde se află hidranții, panourile electrice și posibilitățile de evacuare a victimelor. În această dimineață a avut loc un exercițiu cu forțe și mijloace în teren, organizat de detașamentul de pompieri Giurgiu la stadionul Dunărea din municipiu. A fost simulat un incendiu la corpul administrativ cu posibilități de propagare. Activitatea este componenta a pregătirii personalului operativ și se execută cu scopul perfecționării deprinderilor necesare intervenției în situații reale. Tot astăzi a avut loc un exercițiu al gărzii de intervenție Colibaș la școala din comună. Deși exercițiul de la stadion nu a fost de lungă durată, echipa operativă care a participat la simulare a respectat toate procedurile unei intervenții în caz de incendiu, mai ales atunci când este vorba de victime sau pagube materiale.